Bun găsit, stimați radioascultători și telespectatori! Suntem la cea de-a doua emisiune din cadrul dezbaterilor electorale 2015. Astăzi la dezbatere au fost invitați să participe și ne-au onorat cu prezența doamna Nina Florea, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, bună ziua! Nicolae Mândru, Partidul Democrat din Moldova, bună ziua și dumneavoastră! Și Ion Cuculescu, formațiunea Partidul Nostru. Mulțumim că ați acceptat propunerea de a participa la această emisiune. Vă familiarizez cu regulamentul de desfășurare a dezbaterilor. În ansamblu, fiecare participant la dezbatere va avea câte 20 de minute pe care le poate folosi cumulativ pe parcursul dezbaterilor. În total vor fi 3 runde. Prima rundă sunt întrebările moderatorului, a doua rundă e mai mică, participanții concurenței electorale, să zic așa, acordă întrebări partenerilor și în final vă acordăm câte o minută pentru a vă adresa cu apelul dumneavoastră către alegători. Doamna Florea, de ce ați decis să mergeți candidat la funcția de primar pentru Șoldănești? Să știți, tamam gândim de întrebarea aceasta, că știți, vine momentul când omul vede că el are experiența a vieții, are cunoștințele profesionale și văzând ce se întâmplă cu orașul nostru, apare așa problemă că trebuie să implici, trebuie să faci ceva pentru oraș. Că într-adevăr să fie ordine în orașul. Multe obiecte care sunt început trebuie de terminat, multe obiecte care trebuie de, încă de proiectat și a construi. Pentru asta, ca fiecare... Multe. Ce anume? Ceva concret? Noi, acolo sunt multe. În programa noastră electorală, multe sunt obiective care noi trebuie să facem în comun cu societatea. Dar prima și sarcina mea, asta e totuși de ridicat activitatea oamenilor, de mobilizat lor pentru a consolida lor pe dânsii, pentru a îndeplini niște obiective platformei noastre. Că eu uneori fac așa comparație, în orașul nostru trăiesc oameni care de mână au unde să ducă și nu au planurile, să duc undeva și o parte din ei, care de-a mult cu scopul a să duc cândva din orașul nostru, că lor nu place aici, că ei vor alte condiții de trai. De atâta dați să facem în orașul nostru regulă, ordine, mai frumos să fie în străzile, să fie oamenii asigurați cu condițiile mai bune de lucru la grădiniță, la bibliotecă, la casă de cultură și așa mai departe. Considerați? Sunt obiective care noi punem în fața noastră pentru perioada asta de mandat care... Și alegătorul vrea să știe care sunt aceste obiective, pentru ce să vă voteze. Eu deodată am început de așa, că el trebuie să fie informat, în primul rând informat. Iată e o posibilitate de a-l informa. Eu când vorbesc cu alegătorii, îi spun că eu n-am știut că de asta, nu știm de asta, înțelegeți? În ultimul moment nu sunt la curent, de atâta și fără mobilizare, fără susținerea oamenilor, nu n-a să faci nimic. Asta prima sarcină care noi punem în fața noastră. A doua, e clar că noi a să continuăm toate proiectele care s-au derulat, care și proiectele care s-au făcut, ori s-au planuit să fac și de-amu sunt transferate bani și construcțiile care de-amu sunt și pot. Că eu tot așa vorbim cu oamenii, spun că dacă vine un primar nou, posibil el n-a continuat lucrurile care sunt și pot din primarul actual, înțelegeți? Și vreau să spun că asta nu e așa, că altfel, dacă logica, dacă ne gândim logic, înseamnă primarul trebuie să fie ales pe toată viața, ca să nu fie... Să reușească să realizeze toate proiectele. Și tot când le-am vine vremea, tot trebuie să fie înlocuit cu altcineva. De atâta oamenii cam retrăiesc de chestia asta, ca să nu fie cumva unii, nu toți unii, ca să nu fie cumva schimbat primarul actual. Din cauza că îi se tem ca n-a să fie prelungite lucrurile care sunt început de el. Ori eu să spun că din partea lui sunt și lucrurile frumoase. Ei sunt, nu spate de spus, dar sunt și multe lucruri care trebuie de schimbat. Anume. În primul rând eu am vrut să spun că și noi totuși am plănuit să facem, ori să mergem deodată la... Păi dacă vă întreb. La critică. Am vrut să spun că noi
dezvoltarea sistemelor de canalizare și acveductul ăsta rămâne sarcina principală pentru orașul nostru și el rămâne și pentru echipa, pentru mine și echipa mea. Afară de această iluminare a străzilor, reparația drumurilor, înverzirea locurilor care sunt libere, pregătirea ori organizarea locurilor de joc pentru copii. Asta atât a fi continuat, care s-a început de primarul actual. Sunt obiective care eu să pot că noi. Nu au fost ridicate ei la primărie, la Consiliul Orășenesc. Eu să pot că noi trebuie să facem numai decât proiectare și construcție a trotuarelor. Că la noi, într-adevăr, trotuare, asta se ridică ceva ca după bombioșcă, dacă pot să așa să exprim. Al doilea moment, eu aș vrut să lămurim noi totuși cu întreprinderea municipală apa canal, care apa, regia apa Șoldănești. Întreprinderea aceasta municipală e spre lichidarea cu, din cauza acțiunilor care s-au făcut în primărie, de primar și de consilieri orașului. Ce veți în vedere? Eu în vedere că merge spre și că întreprinderea aceasta a să fie bancrot și la sfârșit întreprinderea aceasta a să fie lichidată. Tot ce au ei încă până când obiecte acolo, materiale, tehnică, asta să fie tot dat la S.A. Salubritate. Și primarul Nina Florea ceva întreprinde pentru a stopa această bancrotizare? Numai decât întreprinderea aceasta să fie, trebuie să fie consolidată și dezvoltată. Eu aduc aminte când tinică, când întreprinderea aceasta avea multe datorii în bugetul național, el a mers la șeie că ilegal, dar au transferat bani pentru a plăti impozitele a întreprinderii date, ca numai să întreprinderea aceasta să funcționeze. Amu el pe mine mirează faptul de ce el totuși pune așa întrebarea pentru lichidarea acestei întreprinderi. Primărie fără întreprinderea aceasta, asta e primărie fără mâini. N-a să fie asigurat nici ordin în orașul nostru, nici tu înverzirea spațiului locative, spațiile libere și multe, multe alte lucruri. Întreprinderea aceasta spate de dezvoltare cu aceste servicii lărgirea pot... serviciilor comunale, nu numai de pildă apa, da? Multe poate să fie introduse. Aceste servicii comunale pot fi prestate de orice agent economic din Șoldănești. Dar să nu uităm că neapărat să fie întreprinderea primăriei. Dar să ne uităm că întreprinderea aceasta municipală și ea este sub ordinea primăriei, primarului. Dar întreprinderea aceasta care s-a format pentru trei raioane, am spus două raioane pentru acumularea și prelucrarea deșeurilor, da, din trei raioane, a fost de la bun început, asta a fost Floreștiu, Șoldănești și Rizina raionul. Am înțeles că Floreștiu de amunui, nu acceptă ori de zice mai degrabă de participare la așa întreprindere. Am auzit și Rizina, am auzit și Rizina, tot are așa întrebări. Plus la asta sunt încăsate, tot pun întrebarea aceasta, că ei, dar întreprinderea sa, Salubritate, a fost formată sub proiectul cu germanii, care proiectul costă 36 de milioane. Amu, eu pun întrebarea, unde ești 36 milioane, dacă de amu un raion nu-i, a doilea raion tot sub întrebarea, satele tot la fel, mi pare că pur și simplu întreprinderea aceasta vrea spre lieie toate acțiunile, activitățile a întreprinderii municipale regie APA, ca să aibă acces la banii publici. Banii statului, banii orașului, banii oamenilor. Înțelegeți? Asta eu gândesc popul. Altfel, proiectul ăsta n-are izbândă cu deservirea 2-3 raioane, cum eu gândit. Și lichidarea întreprinderii date, asta e să fie pentru oraș. Dumneavoastră spuneți că spate orice întreprindere. Da, spate. Dar asta, pentru asta trebuie să închei contractul pentru a îndeplini niște lucruri, de pildă pentru învizire, pentru curățenie. Doamna Florea, acum dumneavoastră, cetățean, vine întreprinderea și încheie contractul de prestare a serviciilor? Același lucru poate să-l facă orice agent economic. Asta cu mult mai scump.
asta cu mult mai scump. Și lor, într-adevăr, sursa asta trebuie să vedic. Numai noi, Consiliul Regional, am locat 170.000 pentru a constitui întreprinderea aceasta. În calitate de cofondator. Da, ca cofondator, da, 170.000. Plus la asta, primăria, Consiliul Orășănesc, 91.000, dacă nu mă greșesc, așa ceva. Și fiecare primărie încă din raion, tot așa a locat, asta e bani foarte mari. Dar el, întreprinderea aceasta, conducerea întreprinderii date, trebuie să ocupe anume și este în proiect. Să acumuleze deșeurile din 2-3 raioane, cum s-a hotărât acolo, și să prelucreze, să construiască acolo. Stati, fost hotărârea să amplasează întreprinderea dată S.A. Salubritate pentru proiectarea deșeurilor și acumularea, anume la, nu departe de parcare. Și eu să pot că asta nu e normal. Orașul și locul și el ăsta e dat 3 km. Nu este. Nu este. După fiecare proiect ca ăsta, totuși este, sunt normativele. Ori 20 km de la oraș, ori de la locul, de la sat, ori de la oraș, ori 10 km, ori 30, dar nu 3 km. Asta închipui și a să fie la noi vara. Și în genere, așa, întreprindere nu trebuie să fie așa aproape de oraș. Și el trebuie numai decât să fie schimbată poziția aceasta și nu de dat voie la, cum să îndeplinească că sarcina lor să împăseze anume aici lângă orașul Șoldănești. Domnul Mândru, dumneavoastră aveți funcție. Spune lumea că nu e chiar dintre cele mai așa proaste funcții. Șeful poștei din Șoldănești. Centrul de poștă. Directorul Centrului de Poștă Șoldănești. De ce v-ați lansat în campanie? Eu am acceptat, eu nu sunt un aventurier și sunt conștient de faptul că având funcția de primar nu este una dintre cele mai simple. Nu m-am avântat pentru aceasta, pentru salariu, pentru alte chestiuni. M-am pornit în campania aceasta electorală la rugămintea colegilor, la rugămintea prietenilor, pentru că nu ne este indiferentă soarta locuitorilor. Care colegi? Colegilor de partid. Și a multor agenți economici care mi-au propus ca să candidez la funcția aceasta, ca în data după alegeri, că ei să mă ajute. Și noi, chiar în primele zile după alegeri, ne-am pus în plan ca să consolidăm societatea, pentru că la noi e foarte dizbinată. Administrație publică de nivelul 1, administrație publică de nivelul 2, agenții economici, populație și așa mai departe, toți merg fiecare în direcția sa. Eu, împreună cu echipa noastră, mi-am propus ca să ne unim împreună, ca să ne facem bine, să ne facem noi curățenie la noi acasă. Să nu vină nici Europa și nici Rusia. Când om începe a simți acest bine? Eu cred că chiar din primele săptămâni, după ocuparea acestei... În ce constă acest bine? În ce a face curățenie pe toate străzile, a continua ceea ce s-a făcut până acum bun în localitatea noastră, conectarea la apeduct, conectarea la canalizare, conlucrarea cu poliția municipală, conlucrarea cu toate instituțiile care sunt pe teritoriul orașului Șoldănești, pentru a face un trai mai decent populație, pentru că merită. Noi ne socotim că suntem un orășel, suntem locuitori al orașului, plătim impozite ca un oraș, dar trăim ca cu mult mai rău decât ca în multe sate. Eu cunosc multe sate la noi de Republică, unde aproape toate străzile sunt asfaltate, unde aproape toate străzile sunt iluminate. Fără a face mare publicitate pentru aceasta, omul pur și simplu își face lucru. Noi nu o să spunem că dacă o să facem publicitate prin faptul că fiecare trebuie să-și facă ordine în fața casei lui, fiecare trebuie să-și facă ordine unde la instituția care lucrează împreună cu colaboratorii. Să nu uităm de faptul acela cândva, cum se organiza o săptămână, se organiza vinerea curată sau sanitară, cum o mai numim. Și lucrul acesta este posibil. Trei probleme prioritare asupra soluționării, cărora veți concentra forța?
conectarea la apeduct, pentru că fiind, vorbind cu locuitorii a mai multor cartiere a orașului Șoldănești, este o problemă stringentă, conectarea la apeduct și paralel cu de a avea și canalizare. A doua, evacuarea... Stați un pic, cum realizați acest? Cum și așa sunt gospodările racordate la rețeaua centrală. Prin atragerea, aveți în vedere, fic. Cetățenii din Șoldănești și acum sunt racordați gospodările lor la rețeaua, la apeduct. Dar problema între cei că nu e apă? Da, apă este, numai că nu ea nu este folosită după destinație. Ea pleacă în altă direcție, numai nu este folosită pentru destinația folosirii în gospodăria casnică. Iacăși. La ce vă referiți? Să înțelegem și noi. Ne referim că se folosește la udatul grădinilor și așa mai departe, la niște lucruri care... Nu sunt după destinație. Așa. Apa? Apa paralel. Noi dacă vorbim despre apă, noi paralel trebuie să vorbim și despre canalizare. Pentru că fără a avea o canalizare și fără, am înțeles că toate stațiile, aproape toate stațiile de epurare care sunt pe teritoriul orașului Șoldănești, nu funcționează. Trebuie să vedem. În primul rând, de ce nu funcționează? Pentru că toate apele reziduale, ele se duc în râulețele noastre și în fântânile noastre care le folosim și trebuie să facem o analiză numai decât a tuturor apelor care se află în fântânile private din localitate. Să vedem cum calitatea apei acestea, pentru că vorbind cu populația în domeniul dat, îmi spun că nu de 10, dar de sute de ori este mărit cantitatea de nitrați, de impurități în apele din fântânile proprietarilor din Șoldănești. Și ce aveți de gând să faceți ca să fie apa mai curată? În conlucrare cu stația epidemiologică, în conlucrare cu serviciile care sunt pe teritoriul raionului orașului Șoldănești, ecologie și așa mai departe, să vedem, să le curățăm, să le dezinfectăm. Sunt specialiști în echipa noastră, noi avem specialiști din toate domeniile, și arhitecți, și medici, și ingineri, și așa împreună ca să facem, să le curățăm, să le dezinfectăm și unde este posibil să-i ajutăm chiar cu din banii primăriei să facem lucrul acesta. Alte două probleme? Alte două probleme este curățenia. Și nu în ultimul rând, am spus chiar una dintre, adică putem să spunem așa, conlucrarea cu populația și să spunem că n-aș putea aici să spun că una este mai prioritară. Nu putem să spunem că avea grijă de bătrâni singuratici. Putem să spunem că este mai prioritară decât aceea ca de a avea grijă de copii care sunt de familii socialmente vulnerabile. Din ultima, o altă problemă, din ultima ședință sau penultima ședință a Consiliului Raional, orașul Șoldănești în raion este pe primul loc pe cap de locuitor, este starea criminogenă. Noi numai decât aici trebuie să conlucrăm cu Inspectoratul de Poliție Raional, cu Poliția Municipală, cu organele de drept, ca să vedem cum ieșim din impasul acesta. Pentru aceasta avem nevoie de iluminarea străzilor. Iluminarea străzilor, de conlucrare, am spus, cu Inspectoratul de Poliție, ca să fie o patrulare, să în fiecare seară să vadă. Pentru tinerii, tot aș spune că nu este o problemă, tineretul este o problemă prioritară. Nu au un loc, așa să spunem, unde să se odihnească, civilizat, frumos, la o piscină, la jocuri pentru copii. Noi ne-am plănuit ca în fiecare cartier, ca să fie organizat, sau să avem amplasat câte un teren de joacă pentru copii și nu numai pentru copii, dar și mamele să aibă posibilitatea de a se odihni după o zi de muncă. Ați vorbit de luminarea stradală. Și actuala conducere a promis că va lumina orașul în timpul nopții, dar până la urmă au spus că nu au bani cei de la conducere. Dar noi am găsit soluția, vorbind cu colegii noștri de la, prietenii noștri de la rețele electrice Nord, care sunt proiecte, sunt... În business prieteni noștri.
nu, proiecte colaboratori, hai să-i spunem așa, care pot să ne ajute de a câștiga proiecte, de a ilumina întreg orașul, nu cu sumele cele mai mari și cu lămpi economice, hai să spunem așa, pentru a fi mai... E clar că cu lămpile acestea care sunt în timpul de față, sunt niște cheltuieli enorme pentru primărie. Dar folosind practica din alte localități, din alte raioane, așa că cu banii aceștia care îi plătește primărie pentru câteva străzi, că sunt iluminate vreo câteva ore pe perioada nopții, noi putem să folosim banii aceștia să ne ajungă pentru a plăti iluminarea pe întreg teritoriul orașului Șoldănești. Domn Cuculescu, odată ce v-ați lansat în lupta pentru funcția de primar de Șoldănești, să înțelegem că nu sunteți mulțumiți de fapt cum activează actuala conducere a orașului. Da, o să încep din start. Ce nu vă place? O să încep din start cu experiența de 4 ani de consilier regional Șoldănești. Da. Și o să încep cu cele mai principale 4 puncte care există. Deci iluminarea, ceea ce au spus colegii, e apeductul, canalizarea și drumurile. Și o să adaug, pentru că nu o să continuăm, dar trebuie verificat din nou tot, pentru că sunt chiar pe sectorul Lucerna sus, sunt probleme mari. Este, o să spun în altă formă, deci s-a proiectat, dar nu știu cine a proiectat și cum a proiectat, că lumea are deja mari probleme. La ce vă referiți? La proiectul cu canalizare. Lumea deja întrunește niște probleme foarte mari și deci când se vorbește de meritele proiectelor, cineva strigă în gura mare că sunt meritele noastre. Când se vorbește de critică, altcineva își arată cu degetul cândva spunea că el a făcut. Știți? Ați putea descifra așa fără... Nu vreau să dau nume de partide, că nu vreau să fac... Deci există două partide care... Un partid l-a adus la guvernare, altul partid acum îl susține și acum meritele nu știu cum să le împartă între ei. Deci, o să spun așa că... Trebuie verificată de la A până la I sistemul de canalizare. De la A până la Z. Până la Z. Sistemul de canalizare. Deci trebuie de văzut toate problemele oamenilor. Anume, undeva nu s-a ajuns 20 de metri. Chiar alaltă ieri m-am ciocnit în discuții cu legătorii, nu s-a ajuns 20 de metri de a unii, la care le sunt explicat că acolo nu e nostru, acolo nu e vostru. A doilea, în ce privește punctul de apeduct. Apeductul, iarăși aceeași problemă. Apeductul, dacă nu cunoașteți, vă spun, are 7 ani de zile proiectul. Eu nu știu ce pictură a desenat proiectul ăsta, s-a întins așa de mult 7 ani de zile și acum am pripă, s-a început unirea la apeduct. Și vreau să duc la cunoștință că rezervoarul a stat fără apă, rezervoarul de multe tone a stat fără apă și nu știm în ce stare este el să află acum, să nu facem și o epidemie, să nu facem niște probleme. Da, apă tehnică, apă nu e bună. Deci vrem să ne lăudăm, dar nu știm cu cine lăudăm la moment. Și, apropo, a treilea punct este unul din visurile mele, care este asfaltarea orașului. Și deja m-am gândit la punctul ăsta, că chiar am auzit, nu din mult, m-am auzit din asta și am zis că să mă interesez mai detaliat, deși careva din sat scoate o carieră la licitație, în subdiviziunea regie apă, canal care vor să o distrugă, sperăm cum avem norocul să nu fie distrus până la urmă și o să mă axez mai târziu și pe regie apă cu împreună salubritatea. Sub diviziune să putem lua la primărie în arendă oricum să o concesiune, ori să vedem cum va fi modalitățile, deși și punct juridic o să analizăm în detaliu. Cariera și să putem lucra cum lucra și să vedem, deși iarăși un precedent. Asta iarnă pe minus 6 torna asfalt. Astăzi pe plus 30 este mort tot în oraș. Sperăm că cu 3 zile înainte de alegeri să începe și asfaltarea și terminarea străzii centrale. De unde să luați voi bani pentru a vă realiza ideea cu asfaltarea? Sau o să rămâi în vis? Nu, o să rămâi în vis. O să vă explic pentru că nu, problema dată eu nu discut anume numai astăzi. Problema dată este discutată de când s-a lansat partidul politic, partidul nostru, deci investițiile și anume în infrastructură este o problemă cea mai mare care este pusă pe masă la Renatul Usatei, care bolotează astăzi la Pâlț,
sper cu ajutorul lui și cu investițiile străine care sunt cointeresați pentru orașele din Moldova, deja noi am dat o listă de clădiri, de edificii care sunt, care cum, și se analizează de persoane cam ce am putea, cam cum o faci. Apropo de drum, Păi face-o ca în filme, dar de acolo mai detaliat, ați putea să ne spuneți ce aveți în vedere că firme străine? Investițiile din Rusia, presupunem, să aducem pentru a angaja chiar și oamenii la lucru, fel de fel, să zicem de filiale sunt care am putea să deschidem aici. Sunt investitori, poate de lucrat. E posibil așa ceva? Sigur că e posibil. Cum e posibil? Dacă deja avem un exemplu cu fabrica de cusut, care este adusă și putem să exportăm ceea ce avem în Moldova și să primim de la ei unele investiții aici. Ați fost 4 puncte, deși eu vă întrebasem de 3. A patra punctă este iluminarea. Deci iluminarea stradală are nevoie de o dezvoltare, deci de o modernizare mai eficientă. Deci acum iarăși o să maxează proiectele, se deseamnă ușor, dar deci în fapt ne lovim că e ceva și mai greu. 4 ani de zile ați fost consilier. Despre aceste propuneri, ați vorbit sau nu? S-a vorbit 9 dată, deci am fost chiar și când s-a... Ce ați făcut, iată, pe parcursul la 4 ani pentru a vă realiza măcar ceva de nou? Deci, dacă nu cunoașteți, să vă spun că e foarte negativă conlucrarea a fost între toți 15 consilieri, practic, să zicem. Poate erau câțiva care ceva mai aranjanțe și să primeze după favori, dar între Consiliul și conducerea primăriei, între primar, mai drept spus, a fost o divergență mare. Chiar și dacă spune ceva care nu e... Vă dau exemplu, deși eu când v-am discutat la direct cu domnul primar, care am pus pe masă furtul de la piață. Deci cunoaștem, a fost greu să conving toți 15 consilieri, că au votat toți 15 consilieri și la urmă știm cu ce s-a terminat acest precedent. Care furt? Furtul de bani de la piață cu domnul Pălăduță și cu domnul Tinichaios. Nu vreau să numesc nume astăzi, dar vedeți că trebuie să numesc... Nu, eu cunosc mai multe furturi din magazine și de asta vreau să precizez. A doilea, a fost Curtea de Conturi. Ea a fost implicată în comisiile de control, în comisiile diferite și iarăși s-a depistat chiar și furtul din cazagerie, pe cel 3 cazane care astăzi iarăși continuă și nu știm de ce sunt amânate și nu scoasă la care a cui este interes să le dai. Vreau să mă continui deci cu salubritatea. Deci salubritatea este un proiect care este din start nu pornit corect. Deci pot să vă explic ce se întâmplă ca să știm, ca să cunoașteți. Deci acum avem o persoană care ne învață să separăm gunoiul, să zicem, plasticul, ceilalți, și avem cum după cum, după punctele europene. Dar, în sfârșit, tot se încarcă într-o mașină și pleacă la 600 grămadă. La ce ești gunoiești? La ce ești gunoiești. A doilea, cum m-a menționat și doamna Nina, uzina nu e, banii sunt cheltuiți, uzina nu este nici pornită, nici nu știm care e situația. Acum se luptă, merge bătaie, nu merge o conlucrare, dar merge bătaie între regia apă, care totuși este a primăriei și nu înțelegem de ce primarul vrea să dezbărăsesc de ea, să treacă la salubritate, la care noi când am pus problema în Consiliu, că uitați, nu există, eu sunt de părerea că orașul trebuie să aibă drepturi municipale și trebuie să aibă și subdiviziuni diferite, deci și cu legat cu drumul, legat cu mai multe lucruri. Și, deci când am pus problema, el vă spun fraza care a fost spusă. Voi, consilieri, veți fi o anărie care îți regula prețurile. Eu am spus, când dat-o să saltă prețul. Vă spun de dată, când dat-o să saltă prețul. Acolo sunt, în primul rând, hai să luăm iarăși de la statele de personal, care iarăși am pus eu problema când a fost, având conducătorul 6600, adjunctul 5000 și nu știu cât, contabilul 4000 și nu știu cât. Exemplu, conducătorul de la 3300 a saltat la 6600. Dar persoana, șoferul care deservește mașina tehnică de la 1820 la 1890. Spuneți-mi unde este toate
calcul este cine le faci și cum le faci și într-o cu interes. A doilea, avem o mulțime de persoane în state care nu pot să înțeleg ce se ocupă. Coordonator de proiect 2. În calitatea dumneavoastră de consilier și raional și orășenez, n-ați putut afla? E așa mare secret? Nu, am putut afla, dar deci... Cu atât mai mult că ați spus că din start ați intuit că realizarea acestui proiect eșuează. Cum? Din start, vă explic, deci din start, ca să fie clar... Sau noi așteptăm când cade om, atunci spun. Nu așteptăm, deci aveți să aveți închipuire 9 consilii, deci 9 săptămâni la rând, vinere de vinere, noi am avut ședințe de consiliu. Unde primarul ne bagă pe gât asta și care nu votează, este numit cu cuvinte urâte, dar când ajunge problema de judecată, că nu de mult iarăși a avut o judecată, se duce în judecată, spune consilierii au votat. Își ia de pe el problema. Înțelegeți? Așa păi meargă cineva din consiliere în judecată. La judecat, știți, trebuie să mergeți prin citație chemată, așa nu putem să mergem, nu e... Doamna Nina, Florea, pe data de 15, vă treziți... Iunie, vă treziți că sunteți aleasă din prim tur primar a orașului Șulănești. Ce faceți în prima zi de lucru? Cu ce vă începeți activitatea? Prima zi de lucru, eu... În prima oră a să fac cunoștință cu aparatul, ca de obicei, ca toți. Aparatul primăriei. Eu știu că acolo au fost angajate oameni care neprofesioniști, contabilitatea are probleme și mari probleme. De atâta eu trebuie să fac cunoștință cu toți, să văd care și cum le primește, care planurile lor, ca să văd pe cine pot să bazez. Care pe mine ajută și susține. În doilea moment, eu trebuie să fac analiza în multe lucruri. Analiza vreau să fac cu întreprinderea unei organizații de audit independente, analiza economică financiară a activității primăriei. Altfel, acolo n-a să găsești unde s-au dus mulți bani. Eu vreau să spun că peste 100 de mii fiecare an se plătesc din bugetul primăriei pentru pe foile acestea, ori, cum se spun, titlul de executare, judecătărești. Și dacă pot da vă exemplu și anul ăsta, numai 31 de mii și ceva au fost plătite din soldul disponibil pentru pe titlul de executare judecătărești, salariul lui Svetlana Zaițeva. 43 de mii au fost plătite pentru tot așa pe titlul de executare, asta pierderea banilor, asta pentru salariul lui Leonid Pairelli. Și e că așa, an din an, toate aceste titluri de executare se plătesc din banii noștri, din banii primăriei, din banii care se adun prin impozite, prin taxele și așa mai departe. E că asta e revizia numai decât trebuie să fac. A doilea moment, eu vreau să fac inventarierea terenurilor cu proprietatea publică. Să știu unde terenurile acestea, cui s-o dat, arenda, cumpărarea, arenda prin care taxă și așa mai departe, ca să înțelegem că care situația cu această problemă? Deși problema de atât că era, a fost controlul curtei de conturi. Și acolo a fost numite așa niște momente unde, într-adevăr, pământurile au fost date ori cu plata mică, ori simbolică plata și așa mai departe. Deci acesta tot trebuie numai decât să fac. După analiza aceasta, eu vreau să adun pe oamenii din sat, din oraș, care au autoritate, care au respect din partea oamenilor și să vorbim pe problemele principale care îi ridică, ca să de văzut cum și trebuie, în primul rând, de făcut. Că revizia asta a proiectelor, eu vreau să spun, iar că dacă proiectul pentru anul 2015, iar că a fost aprobată decizia 1-3, din 12 ianuarie, da? 16 proiecte tehnici. 16. Asta pentru anul 2015 și el roagă să fie, значит, găsite, cum e sarcina prima, să fie găsite
oameni pentru achita lucrurile și serviciile de proiectare. Dar vreau să spun, pentru anul acesta, solul disponibil în primărie, asta 1.267.000 de lei. El de-amu, la data de 21 tot ianuarie, el de-amu a alocat toată sumă 1.309.000 de lei. Și se pune întrebarea, asta pentru PR, or, asta e așa pur și simplu pentru oameni și socoate că multe lucruri se face, nu se fac. Pur și simplu a fost numiți aici, dar n-au susținerea ori suportul financiar pentru așa proiect. De atât trebuie de făcut analiză și de văzut într-adevăr care proiecte spate prin fonduri de investiții sociale, de văzut și spate într-adevăr, care spate de făcut din alte fonduri, nu știu, poate susținerea. Am știți că finanțarea primăriilor diferă din formula anului 2014. Și de aici rămân bani numai pentru a întreține primăria și restul sunt fondurile speciale, ca să fie întreținut în casă de cultură, biblioteca și încă acolo a rămas. Așa că aici eu socot că, în primul rând, eu a să fac ea ca trivizia aceasta și cu oamenii din diferite domenii să apreciem care totuși primele și primele, hatea care nu al ei problema, toate sunt serioase și problematice. Și toate trebuie de atras, toate trebuie de atras atenție și de făcut în fel așa ca să fie cât de cât îndeplinite. Pe timpuri în Șoldănești au activat foarte multe întreprinderi industriale. Aceste întreprinderi stau acum. Este imposibil de renovat activitatea lor. Totuși, unde ar putea să se încadreze oamenii în câmpul muncii? Sunt, hai să spunem așa, sunt încăpierile acestea, la fosta uzină de fermentare a tutunului, care o parte de acum sunt private, fosta uzină de beton armat, spațiile cele unde spate de făcut. Eu aș propune ca de a atrage investitori privați, pentru că cu banii primăriei este foarte greu de a deschide locuri noi de muncă, dar de a le crea condiții, de a le crea condiții investitorilor privați, străini, chiar nu de mult, chiar câteva zile în urmă, vorbind cu o persoană fizică, un prieten de-a meu spunea că a venit generele său și a vrut să deschidă aici niște jocuri pentru terenuri de joacă pentru copii. Pentru aceasta s-a cerut mită. Auzând lucrul acesta, a dat de mână și a plecat. Noi, pur și simplu, nu trebuie la funcționarii noștri care trebuiau să ocupe cu chestia aceasta. La noi, tinerilor și investitorilor, trebuie să-i ajutăm. Trebuie să creăm condiții pentru... Iată, toți candidații spun, trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i simplificăm. Ce anume trebuie de simplificat? În ce constă acest ajutor? Ajutor de a nu împiedica din punct de vedere birocratic, pentru că fiecare funcționar a primăriei trebuie să-și exercite funcțiile sale de serviciu și să exercite într-un timp restrâns, într-un timp accesibil, pentru a nu-i purta pe drumuri pe acești doritori de a deschide, de a aduce bani, de a deschide locuri de muncă aici la noi în Șoldănești. Eu cred că acesta este un lucru accesibil și de a forma, să nu fie numai vorbe lucrul acesta, de a forma acel ghișeu unic în primărie, unde se spune să aibă posibilitate împuternicim prin decizia Consiliului ca secretarul primăriei să aibă și unele atribuții notariale. Adică secretarul primăriei să îndeplinească și funcțiile de notar. Legea permite chestia. Permite lucrul acesta. Nu mai trebuie să fie deschis o programă anumită ca să fie
permise de către Ministerul Justiției, acestea sunt niște probleme tehnice. Adică am spus lucrul acesta că trebuie să le ușurăm lucrul și de a-i cointeresa. De a-i cointeresa sunt mulți care doresc, care au idei de a face, de a atrage investiții, de a deschide afaceri anume aici pe teritoriul orașului Șoldănești. Și de a rămâne la Baștină. Aceasta noi am spus, creăm locuri de muncă, avem bani în impozit, crește natalitatea, familie integre, nu pleacă nici soțul, nici soția psihotare. Sunt niște lucruri care nu spune că este ceva de neîndeplinit. Sunt accesibile, care trebuie să ne ocupăm de această zi de zi. Domn Cuculescu, ceva mai devreme colegul de platou a spus că este înalt procentul de criminalitate, în special între minori. Ați putea cumva să ajutați acești copii? Să încep de la ce? Pentru că educația începe din grădiniță. Și acești minori sunt... Dacă e posibil, vocea puțin mai mare. Acești copii sunt cei copii lăsați, a cui părinți sunt plecați după hotare. Cred că deschiderea locurilor de muncă și poate nu în procentul care au plecat, dar în procentul, un anumit procent de reîntoarcere a acestor cetățeni acasă, încă acasă, eu sper că fiecare cetățean se simte mai bine. Cred că în forma asta am putea soluționa această problemă. Dar din fracțiuni, cred că trebuie și toată societatea consolidată, toată societatea formarea celor drujini și care mai este și deschiderea școlii sportive. Deci noi nu avem, noi avem desenat, deși iarăși ajung la aceea, că avem desenat proiecte. Deci o să povestesc cazul cum s-a întâmplat, deși suntem toți trei consilieri raionali. A fost propunerea mea de a plasa stadionul artificial în Vale, deci vis-a-vis de stadionul acest mare, unde mi s-a fost dat replică că acolo nu vă băgați, că noi avem proiect. Și până în ziua de astăzi este stadionul lăsat, este parcul lăsat, este tot aruncat și proiectele așa nu mai rămân desenate de pictori. Dar de unde să avem noi încredere că nu vor rămâne niște desene și vorbele dumneavoastră? Vreau să vă spun că nu vor rămâne pentru că deja cu ajutorul, deci că nu este reclamă publicitară, dar până la compania electorală deja este adus un teren de joacă aici în deal. Nu este terminat, deci ne-am oprit pentru că e compania electorală, dar vom amenaja un parc în deal. Până de la A până la Iași, poate prost, văd că se împli din deal, se cobor toată lumea, deci noi avem nevoie de mai multe parcuri, avem nevoie de mai multe școli, chiar și școală sportivă. Noi practic nu avem, avem câteva secții, să spunem așa, dar... De unde luați bani pentru aceste secții sportive? Avem direcția de învățământ, avem bugetul direcției de învățământ. S-ar putea și de atrage de la federațiile de sport cum vin stadioanele artificiale, s-ar putea să trebuie cu lucrare pur și simplu, asta e. Ați încercat doar aceste proiecte să le realizați, să căutați ce e posibil de făcut pentru Șoldănești sau, mă rog, e un PR? Am studiat această problemă, am studiat în paralel cu alte orașe și vreau să vă spun că posibilitatea este înfăptuitoare. Am încheiat prima rundă și procedem la cea de-a doua rundă. Doamna Florea, întrebarea dumneavoastră către vecinul din dreapta, domnul Mândru. Așa și nu știu ce să întreb. Se cronometrează și întrebarea. Cum mă cheamă? Cum mă cheamă? Cum mă cheamă? Cum s-o cătiță? Este posibil totuși în raionul nostru, în Șoldănești, în orașul Șoldănești, să plantăm mai multe parcuri? Să îmbrizim totuși locurile care sunt, iată, tam opustii. Că până la urmă este așa în programă și iată, am vrut să întreb de dumneavoastră, cum
Da, nu că este posibil, dar chiar trebuiește. Noi știm că sunt unele gunoiști neautorizate, chiar și în vecinătatea acolo la dumneavoastră. Și sunt niște gunoiști în locuri, am vedere că unde sunt foste gunoiști, hai să spunem, sau unde sunt alunecări de terenuri. Numai decât, trebuie să facem lucrul acesta, pentru că, în primul rând, și populația dorește să facă aceasta și este și o securitate, pentru că noi avem zona aceasta a străzii tinereții, unde sunt alunecări de teren. Și prin înverzire, noi ne facem bine, îmbogățim atmosfera cu oxigen, și nu permitem ca să fie alunecări de teren. Da, eu cred că lucrul acesta nu că este accesibil, dar trebuie să facem. Da. Și scump. O să aveți și bani de unde? Dar pentru aceasta nu trebuie să mulți bani. Dorința. Da, domnul Victor, să știți că foarte mulți oameni sunt gata ca de a lucra gratis, sâmbete și duminice, numai n-are cine să-i mobilizeze. Nu este cu lucrare aceasta. Trebuie să-i mobilizăm, trebuie să-i cointeresăm, trebuie să organizăm și clăcile cele cum erau, trebuie să organizăm concursurile cele, cea mai amenajată stradă, cea mai amenajată gospodărie, cel mai amenajat cartier și pentru aceasta să fie niște, să spunem așa, niște premii simbolice din partea primăriei și, în ultimul rând, pentru salubrizare noi trebuie și suntem obligați ca să încadrăm persoanele care primesc ajutorul acela social sau ajutorul de șomaș, care tot ei sunt gata de bună voie să contribui la curățenia orașului Șoldănești. Pentru că lucrul acesta se face și în multe sate de la noi, și la noi în Raiman se face așa. Dar de ce noi ne temem, ca să spunem? Noi nu trebuie să ne temem, noi trebuie să organizăm dimineața ca să fie acolo cel puțin 50-60 de oameni, tu ai plecat pe strada aceea, tu împarte aceea, tu între acela. Și fiecare, adică casa noastră este Șoldăneștiul. Și dacă casa noastră este Șoldăneștiul, trebuie să o întreținem și trebuie să o respectăm ca să fie nu o casă de izbeliște, dar ca să fie casă mare. Și asta. Întrebarea dumneavoastră către domnul Cuculescu. Dacă domnul Cuculescu va fi pe 15 iunie primar, viceprimarul dumneavoastră, ce profesie va avea? Deci, vreau să încep de la ceea că cadrele în primărie, deci în primul rând, primăria are nevoie de un jurist foarte bun. Toate problemele create, care s-au creat și toate ce sunt, sunt din necompetență, deci din necompetența conducătorilor. Și vreau să vă spun că viceprimarul nu va hotărâ eu cine va fi, va hotărâ cum echipa, va hotărâ totuși ieși dacă cunoaște să este ales de Consiliu, dar... La propunerea primarului. Da, la propunerea primarului. Dar va fi o persoană care să cunoască juridica, în primul rând, să administrația publică locală într-a doilea rând și să putem rezolva. Putem lua de la până la ea, putem rezolva probleme, că ele sunt foarte multe în primărie la moment. Mergi pe piste greșită? Începi să fugări lumea încadrată în state? Nu fugărim lumea, state. Statul jurist nu este. Nu, statul de persoană nu este. Nu-i, dar întrebarea a fost provocatoare. Păi eu am răspuns că după aia... Am înțeles. Dumneavoastră puteți întreba doamna Florea. Deci întrebarea mea este în felul următor. Dacă 15, doamna Nina, sunteți primar și Consiliul va fi mult colorator, atunci socotiți că o să putem conlucra, o să conlucrăm oricum este, nu știu cum să... Nici o problemă. Aici așa de întrebare ambiții. Ușoară, ambiții. Te-ai dat mie. Că a fost membru de partid, subaltern. Asta e și mai minunat. Nu, doamna Nina, întrebarea nu este atât de ușoară. Ușoară, că toate problemele ar fi numai pentru oraș.
ei nu sunt ușoare pentru oameni care pun niște interesele personale. Atunci, da, nu e ușoare. Dar când întrebare pentru oameni... Viața ne arată că interesele de partid sunt mai presus. Vreau să comentez întrebarea. Cu 4 ani din Consiliul... Tu ai dat mie întrebare? În Consiliul Orășănesc... E vremea lui. În Consiliul Orășănesc a fost un dizmăț. Pentru că toate partidele, toți care suntem aici, suntem membri unor partide care am avut membri în Consiliul Orășănesc. A fost un dizmăț. Atâta, acum, să zicem, primul punct este de a câștiga primăria, doilea punct este cum de consolidat, că într-adevăr, că cu coloratură politică, dar va fi propunerea mea, deși că când am ridicat mandatul, vă spun sincer, am dat propunerea care vă spun acum. Am spus așa, că suntem 15 consilieri, hai să împărțim orașul în 15 zone. Hai să știm, deși, cui, la care consilier pe stradă să află persoane cu dializă care trebuie să ajutați la timp, nu descris în ajutor material lucrători de primărie și că eu venit ziua de naștere, mă scuzați că poate și... Unde pe stradă, deci unde sunt bătrânii lăsați. Deci noi, de aceasta avem nevoie. Să știm și bătrânii lăsați. Că careva are copii la Italia care îi trimite acolo din spladometru de lemne. Dar altcineva nu are de a-i trimite din spladometru. Și propunerea mea a fost corectă. La care am primit o replică, nu vreau să vă spun că e cam... Și totuși v-a adresat o întrebare. Eu o să socot când întrebarea o să fie ridicată pentru oraș, pentru lucruri bune, nu poate fi să refuză cineva să nu voteze. Asta e prima. A doua, aici, pur și simplu, tu ai experiența, Uleacă, ei cum nu negativă, dar experiența, e totdeauna este pozitivă, că ai lucru Consiliului Orășănesc, unde, într-adevăr, multe momente, ori multe întrebări care au fost ridicate de către primar. Dumneavoastră n-ați fost, dar ați fost cu noi împreună, noi știm de lucrul ăsta, noi n-am susținut aceste momente, dar el a avut echipa lui care era de la Partidul PL, uneori Partidul PLDM, ei votau anume problemele care eu socot că s-au creat, iată situații care noi avem anume probleme. Eu s-au creat din cauza că au fost așa susținere, cum se spune, cu ochii închiși, că asta e primarul și noi trebuie să votăm. Dar dacă aș fi întrebarea pentru oraș, eu nu văd ca să fie așa ceva, cineva, ca să spui că nu, eu nu susțin așa ceva, de pildă iluminarea, ori un spațiu pentru joc, pentru copii și așa mai departe. Eu nu cred în asta. Da, doamna mea, dar vreau iarăși, eu încerc scuze, vreau să mai completez o chestie. Chiar astăzi, a fost o licitație, deci s-au scos terenii, deci ca primăria Chișinău, 1000 și una acolo, toate. Deci există bază de interes. Deci persoanele care au fost favorizate, deci li s-a explicat cum să-și pui câte două ca să îi necesitate, dar la care nu trebuie să câștigi, le-a dat câte unul și sper eu, în chipul eu, că din cineva din lucrătorii primăriei a mai băgat câte unul acolo, s-a ridicat prețul, dar s-a terminat cu eșecul. Deci, iarăși, deși am accentuat conlucrarea îndeosebi trebuie consolidat cetățenii, trebuie consolidat transparența, în primul rând. În primul și în primul rând, transparența totală. Trebuie să știi, deci, primarul când vine la lucru pe data de 16, maximum până pe 16 luna viitoare, trebuie să aibă un plan pe un an de zile. Că lumea să știe și să vă ocupa primărie. Că noi avem cazuri că primarul nu este găsit cu luna întreagă pe la lucru. Doamna Florie, întrebarea dumneavoastră către domnul Cuculescu. Da, care să dau ție întrebarea? Știi, tu ai început de ceva de corupție, de lucrul... Curtea de conturi? Da. Iacă, cum tu s-o coți aceste momente care au fost ridicate de curtea de conturi și nu au fost hotărâte, de pildă, în primărie, spate de finit înapoi pe întrebările acestea și... De făcut, de pus punct, de tras la răspundere, da, toți care sunt vinovați? Eu o să răspund în felul următor. În primul și în primul rând, a doua zi, a treia zi după alegeri, cine va fi primar? Va avea nevoie să, sper că o să fiu eu, va avea nevoie de un audit foarte puternic.
Deci să începem... Nu știu ce am vorbit eu. Eu vă explic, am și ajungem să facem. Îmi facem un audit unde vom depista toate și vom vedea care va putea să soluționeze în cadrul primăriei, care duc de dosare penale și de furturi și de toate, se va ocupa organele de competență. Dar Curtea de Conturi, iarăși, acum are un dosar care, știți cum, dosarele, dacă avocatul e bun, el întinde și întinde și știi cum se întinde, știi cum se îmbunăjească și toate astea. Domnul Cucurescu, ce l-ați întrebat pe domnul Mândru? Ce l-ați întrebat? Nu, ca colegi, în primul rând ca prieteni, aș vrea să-l întreb dacă, fiind, va fi primar, va conlucra cu toate partidele, va avea o viziune. Cu prieteni, în primul rând. Să știți că, și acum am o gamă largă de prieteni, dar după alegeri, dacă voi fi în funcția aceasta de primar, numai decât că prietenii o să conlucrez în primul rând cu locuitorii orașului Șoldănești, pentru că noi suntem aleși, noi suntem acei care trebuie să suntem aleși la această funcție pentru a le crea condiții mai bune de trai, pentru a se scula dimineața cu o dispoziție mai mare, de a crea condiții mai bune în instituțiile de învățământ gestionate, de accentuez acestea, gestionate de primărie și care sunt pe teritoriul primăriei, trebuie să conlucrăm și cu aceste instituții. Și am spus, nu numai cu partidele politice vom conlucra, dar și cu agenții economici, toți agenții economici care se află pe teritoriul orașului Șoldănești. Domnul Mândru, dumneavoastră încheieți runda a doua cu întrebarea către doamna Florea. Da, cu mare plăcere. Domnule Florea, dumneavoastră aveți, să spunem așa, o postură triplă. Dumneavoastră sunteți și candidat la funcția de primar, candidat, dacă nu mă greșesc ceva, dumneavoastră mă corectați, și candidat la funcția de consilier, cred că o să fiți prima pe listă, și candidat la funcția de consilier regional. În data după data de 14 iunie, dumneavoastră veți avea așa o posibilitate, pentru că noi suntem în campanie electorală și ne se permite ca să visăm puțin. Dumneavoastră veți avea așa de ales din funcția de președinte al raionului și funcția de primar. Care dumneavoastră funcție veți alege? Primar. Funcția da? Primarului. Da. De ce? Atât că eu două întrebări. Sunt... Eu simt că eu o să pot să fac multe lucruri în orașul Șoldănești. Mai ales eu din orașul Șoldănești, am născut aici, am crescut aici, am lucrat în multe colective și mi-e pur și simplu dureros să văd ce se întâmplă în orașul nostru. În așa caz, folosindu-mă de dreptul meu de moderator, ați fost pe parcursul mai multor ani consilier raional. Cum ați încercat să schimbați situația? În oraș? În oraș, cum pot să schimbe în oraș? Sunteți lidera fracțiunii comuniste în Consiliul Raional. Noi am avut aveți și consilierii și în oraș. Da, asta e. Și multe chestii care el a ridicat, problemele, noi am stăruit cumva să ajutăm, să adresăm la mai sus, la Comitetul Central și multe, multe alte chestii. Dar problema între și e că multe sarcini, ori am îndire probleme, se hotăresc pe criterii politic. Și dumnealui și atual, credeți primar, că de la 14 actual, iunie o să schimbe alte criterii? În primul rând s-a schimbat finanțarea primăriilor. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu gândesc și să schimbă și de mă nu este așa posibilitate pe criterii politice să aloșe banii. Înțelegeți? Asta e de mă, cum spun, lichidat lucrul ăsta, dar rămân încă fondurile de investiții unde încă spate de jucat, unde de dat mai mult, unde la cine de dat mai puțin. Dar noi am încercat. Noi, în primul rând, am vrut să fie în orașul nostru, primărie, să lucreze transparent, onest, dar, de fapt, asta nu depinde numai de noi.
Dar banii noi alocăm totdeauna lor, eu țin minte, au fost adresările din partea primăriei, noi dădem și contribuțiile pentru obiectele care au fost câștigate. Noi n-am lăsat primăria și oraș fără atenția noastră. Am încheiat și runda a doua. Acum vă se oferă posibilitatea să vă adresați către alegători. În total aveți un minut, un singur minut. La mine e un minut. La toți e un minut. La toți e câte un minut. Dragi concetățeni, dragi pământeni, pe data de 14 iunie o să aibă loc alegerile. Și nu ratați șansa să alegeți persoana și echipa care, într-adevăr, activitatea primăriei a să duce transparent, onest, cu scopul consolidării oamenilor din orașul Șoldănești, ca să realizăm toate obiectivele comune care am pus în sarcina noastră. Doresc, noi mesajul nostru este cu voi pentru comunitate, cu dragoste și fermitate. Eu vreau să spun că noi ferm a să facem toate, din partea noastră, toate eforturile ca să îndeplinim platforma noastră electorală. Eu gândesc că oamenii să înțeleagă că anume ei trebuie să voteze pentru oraș unde ei voi fi stăpânii. Domnul Mândru. Stimați concetățeni, stimați șoldăniștieni, echipa Partidului Democrat, eu Nicolae Mândru, vă îndemn la 14 iunie să votați trandafirii, să votați în toate trei buletine de vot echipa Partidului Democrat, pentru că noi suntem acei care vom înflori orașul, vom înflori orașul la sensul direct și indirect al cuvântului. Sensul direct că ne vom strădui să rezolvăm toate problemele dumneavoastră, ne vom strădui ca să fie cald în sufletul dumneavoastră, să fie lumină și să avem grijă de copiii dumneavoastră, de bătrâni și de toți locuitorii orașului. Votați echipa Partidului Democrat, votați trei trandafiri, 14 iunie. Vă mulțumesc. Domnul Cuculescu. Stimați cetățeni, sunt Ion Cuculescu, candidat la funcția de primar Șoldănești. Merg în alegeri cu echipa lui Renato Usate, cu echipa partidului nostru. Am un program clar pentru ridicarea bunăstării în orașul nostru. Drumuri moderne, străzi, trotuare și parcuri curate. Funcționari responsabili, amabili și atenți la problemele oamenilor. Împreună vom învinge. Voi decideți, noi facem. Pe 14 vă îndemn să votați pe toate buletinele de vot partidul nostru, cu insigna Renato Usate. Stimați telespectatori și radioascultători, vă amintesc că astăzi în studio la dezbatere au participat Nina Florea, Nicolae Mândru și Ion Cuculescu, aspirați pentru funcția de primar al orașului Șoldănești. Eu, Victor Sofron, în numele echipei Impuls TV și Impuls FM, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!